Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit în cadrul unei noi ediții a emisiunii Important. Invitatul nostru din această seară este cel mai longeviv primar al Capitalei, ex-primar al Chișinăului, ex-prim vicepreședinte al Parlamentului, domnul Serafim Urecheanu. Domnul Urechean, bună seara și să fie de bine revenirea dumneavoastră la noi în emisiune. Da, bună seara, stimați telespectatori, bună seara. Domnul Urechean, e de bine, de fapt, acea situație în care Federației Ruse, de fapt, i s-a recăpătat votul în adunarea parlamentară a Consiliului Europei. L-am luat frontal, direct, deci, pe partea externă. Noi nu putem da aprecieri Federației Ruse, Republica Moldova este bine sau rău, dar... Nu putem da aprecieri Federației Ruse ca participare? Este bine ca participare la... adunarea parlamentară a Consiliului Europei, dar eu vreau să spun că noi, de fapt Republica Moldova, trebuie să fim acolo unde avem interesele noastre. Și dacă interesele noastre se intersectează undeva, să zicem, cu voturile noastre în adunarea parlamentară a Consiliului Europei, asta e altă treabă. Așa a decis delegația noastră. Da, așa și care este interesul nostru atunci, prin votarea de către doi reprezentanți, doi deputați ai Republicii Moldova, revenirea Federației Ruse? Deci interesul nostru probabil constă în primul rând în ameliorarea situației la capitolul, în primul rând, economic cu Rusia. Deoarece, da, anul ăsta așa s-a creat o situație când practic toată roada, adică cei ce formează bugetul țării, cei ce întreține țara, agricultura, este distrusă, este compromisă de aceste ploi cu grindină. Văd că cele 2000 de rachete care au fost aduse din Rusia, Antigrad, nu și-au jucat rolul sau au fost prea târziu, dar asta e o altă temă. Deci Parlamentul a votat, Parlamentul Republicii Moldova, reprezentanții noștri au fost votați de către cetățenii Republicii Moldova și acum de spus corect sau incorect încă trebuie de văzut din ce cauză s-a întâmplat acest lucru. Am fost eu membru delegației Republicii Moldova în adunarea parlamentară a Consiliului Europei și noi tot votam atunci în dependență de poziționarea Republicii Moldova. Bun, zona meteo s-a schimbat mult de atunci până acum în raport de organizare geopolitică, așa. Plus la toate comentatorii sau analiștii politici fără mult spațiu declară că Federația Rusă ne cam țin în genunchi cu condițiile impuse într-o a ne lua sau a nu ne lua roada, care încercăm aici la greu să ne o creștem. Doi, democrații am văzut că au venit și cu reacție îndată după anunțarea votării și sprijinul de către domnul Năstase Bloc acum și domnul Bătrâncea PSRM, zicând că, uite, este lucrativă alianța COSAC în Republica Moldova. În ce măsură s-ar justifica acest forma de interpretare? După cum văd eu, ea este funcțională, întâlnirile sunt frecvente, discuțiile între, să zicem, domnul COSAC și conducerea Republicii Moldova este într-o dinamică pozitivă. Vom trăi și vom vedea care va fi rezultatul. Iată dumneavoastră, fiind martorul prezent la tot formatul de organizare politică și relaționarea cu partenerii externi, relaționarea cu vecinii noștri, știm acea amprentă care a lăsat-o COSAC la perioada în care în fruntea țării era domnul Voronin. S-a reluat subiectul și se asociază în mare parte implicarea acum și vizitele domnului COSAC total la planul COSAC. Să facem o delimitare. Interesele în comunicarea domnului COSAC în Republica Moldova țin de stabilizarea situației politice din țară sau totuși lasă loc de acel plan de federalizare a Republicii Moldova? Bine, hai să privim acest aspect în ansamblu.
Eu văd că au rămas nemulțumiți vecinii noștri. Am în vedere Ucraina, Georgia, deci... Chiar și România, dar, vin cu anumite expuneri, nu, general. Nu, de România nu am auzit, dar e posibil. Dar cu România e o altă treabă, fiindcă cu părere de rău și ei, în situația când era aici atât de greu, o săptămână de zile sau trei luni de zile, cât s-au dus, s-au purtat sau nu s-au purtat aceste negocieri sau acest târg mai mult care a avut loc între cele trei formațiuni politice, ei au tăcut, ei ultimii și-au spus părerea. După ce și-au făcut amestecul Statele Unite ale Americii, țările Uniunii Europene, Rusia, și până la urmă a venit și România cu un mesaj nu chiar prea pe înțelese. De ce? Că sunt, să zicem, supărați ucrainenii, noi, încă o dată vreau să repet, georgienii, noi avem interesele noastre. Suntem o țară independentă și n-aș spune că la timpul când situația era destul de dificilă, situația criminogenă, ce aici se întâmplă în raioane din stânga Nistrului, mai ales fraudele acestea economice, contrabande, furturi și așa mai departe, eu n-aș spune că noi am avut o susținere chiar atât de mare din partea Ucrainei. Dialogul ăsta care s-a extins atât în spațiu, în timp, cu demarcarea hotarilor, care încă nu este finalizat. Promisiunile făcute de Ucraina cu aceste posturi de trecere, Moldova-Ucraina, Ucraina-Moldova, deci mixte, nu este finalizat. Începutul este bun, dar nu este finalizat. În 4 ani de zile se putea de finalizat acest lucru. Problema râului Nistru, până când nu s-a pus punct pe această problemă, ca în care în caz dacă va fi tradusă în viață și se vor construi acele 4-5, eu știu, baraje care era preconizat să se construiască, aceasta va fi o catastrofă nu numai pentru Moldova, dar și pentru Ucraina. Deci eu întotdeauna am remarcat că este foarte important să ai un dialog constructiv, un dialog cu vecinii în primul rând. Cu regret, în ultimii ani, noi nu avem niciun dialog sau un dialog foarte, așa știți, pipăit, atât cu Ucraina cât și cu România. Dar dumneavoastră fiind și membru anterior la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, cum ați comunicat, a observat presa, chiar dacă la noi este una polarizată pe de o parte și alta, am observat critici dure aduse la adresa domnului Năstase, că a participat și a votat, fiind un deputat ce împărtășe viziuni pro-europene, s-a asociat cu domnul Matrince de la PSRM, care au un alt vector. Iată, se merită a fi criticat. Sau votul ăsta s-a dat într-o a depăși un blocaj, deci, în forul european. Ori cine poate fi criticat, suntem egali, i-am votat și i-am adus în Parlament pentru ca ei ulterior să soluționeze acele probleme stringente cu care se confruntă astăzi Republica Moldova. Noi cu Rusia avem foarte multe lucruri de... Nu zic că n-aș zice sau n-aș vrea să prezic sau să suspectez că acest vot al lui Năstase și al lui Bătrâncea a fost dat în schimb de ceva, să zicem, preferințe sau... Li se invocă. Da, din Federația Rusă. Dar ce e că noi trebuie să avem un dialog pozitiv, permanent cu Federația Rusă. Noi nu suntem un monstru și hai să nu accentuăm doar pe Federația Rusă, fiindcă eu cred că sunt îngrijorate toate țările, nu întâmplător, și nu gândiți că e întâmplător venirea acelor trei delegații din Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană și Rusia, concomitent,
Sigur că ei sunt în dialog permanent, sunt îngrijorați de acea situație că economică și socială și politică care este atât de fragilă în Republica Moldova. De aceea ei și monitorizează această situație. Este binevenit și lucrul că totuși se va debloca finanțarea din partea Uniunii Europene a Republicii Moldova, acele 100 de milioane de euro, fiindcă, după cum presimt eu, și ultimii mișcări ale guvernului cu achiterile unor plăți de ordin social, să zicem, cetățenilor, începând cu cei 200 de lei ajutor și așa mai departe, alte plăți, după cum am fost informat astăzi, vor fi stopate, suspendate, înseamnă că în caznaua statului nu totul este așa de bine cum, să zicem, o spun democrații sau ex-premierul Pavel Filip, care spune că sunt bani îndeajuns pentru a finanța toate programele până la finele anului. Eu cred că noi intrăm în incapacitate de plată, fiindcă sunt și rețineri la achitarea salariilor, sunt rețineri la achitarea și a pensiilor, deci în termen. De aceea veniturile n-aș crede că sunt atât de mari, deoarece producție practic nu există. Iată, producția cum erau cireșe, vișini, alte, să zicem, căpșună, alte bunuri care erau pentru vânzare, ele nu mai sunt. Pentru că nu se produc, pentru că producătorii nu au unde își livra prima marfa. Că nu au unde livra marfa și doi, anul acesta este un an extraordinar de greu pentru fermieri, dar vreau să zic că agricultura, până când rămâne cel mai important formator a bugetului Republicii Moldova și de la nord până la sud, totul este distrus de această grindină, deoarece guvernarea n-a avut când să se ocupe de ca această structură antigrindină să fie funcțională, să protejeze munca și sudoarea fermierilor, dar s-au ocupat de politică. Iată, avem mai mult de jumătate de an de retorică, dar nu avem nicio decizie concretă în favoarea cetățeanului. Interesul politic la nivelul organizării politice autohtone, cât și dependența de factorul geopolitic extern. Suntem un stat independent, cum ați comunicat dumneavoastră la început de emisiune. Într-un acest stat independent, cum faci față acelor scheme de umbră cu finanțarea obscură a partidelor, cu finanțarea obscură a anumitor personalități politice din țară, cu implicarea personalităților de rang politic în scheme ca furtul miliardului? Ce facem cu acele persoane care sunt figurate în cea mai mare schemă de spălare a banilor din toată Europa de Est și referindu-ne la londromatul rusesc? Deci eu aș vrea să menționez, nu vreau să pun familii, deoarece asta este incorrect. Până când nu sunt dovezi, până când nu sunt înaintate învinuiri, până când nu este, să zicem, decizia finală a celei mai înalte instanțe de judecată, nu poți eticheta niciun om. Cu toate că cunoaștem foarte bine toate lucrurile care s-au întâmplat pe parcurs în țară, activând chiar în calitate de președinte a Curții de Conturi a Republicii Moldova, încă în 2011 am început să batem clopotele de faptele care se întâmplau pe atunci la Banca de Economie a Republicii Moldova. Și în 2011 noi am informat practic toate structurile, începând de la președintele statului, președintele Parlamentului, guvernul, ministerele de resort, procuratura, centrul de combatere a
corupție, toate comisiile parlamentare, dar n-am primit înapoi nici măcar un răspuns. Adică autosesizarea, cu părere de rău, a fost ignorată, iar Parlamentul, care nu este ales de suveran, adică de cetățeni, numai pentru a adopta legi. Parlamentul mai este responsabil și de efectuarea unui control asupra îndeplinirii de către toate instituțiile din țară a legislației adoptate. Și din 2011, pe urmă în 12, pe urmă în 13, 14, 15, 16, am informat pe parcurs și pe trece. A fost doar arestat Gachkevici atunci, care pentru credite a fost și decorat de către conducerea de atunci a statului cu Ordinul Gloria Muncii și cu medalia Meritul Civil pentru toate dilapidările cele care au fost descoperite de Curtea de Conturi și apoi arestat de către procuratură. Și iată tot ce s-a terminat. Bun. Aș vrea să apostrofăm câteva puncte ce țin de vectorul extern european a Republicii Moldova. După părerea dumneavoastră, care este interesul urmărit la ora actuală de către Uniunea Europeană în modul de organizare ulterior, ținând cont și de ultimele alegeri europarlamentare, de lupta dintre pro-europeni și eurosceptici, cu trimitere la adunarea parlamentară a Consiliului Europei? Uite, Federației Ruse nu i s-a permis dreptul de vot încă din 2014, după ocuparea Crimeei. Acum observăm că atât președintele francez Marco, cât și cancelarul german doamna Merkel insistă și au insistat de fapt și către domnul Zelensky, președintele Ucrainei, ca să susțină revenirea Federației Ruse în această adunare. Totuși este un joc strategic și pe vectorul european. Nu este un joc, dar sunt niște calcule, deoarece din cauza, să zicem, acestei tensionări care există între țările Uniunii Europene și Rusia, pierderi foarte mari au țările Uniunii Europene. În primul rând, ei s-au pierdut piața de desfacere. Piața de desfacere era imensă. Erau prezente toate vinurile, începând de la portugheze, spaniole, franceze, italiene și așa mai departe, și nu numai vinurile, dar și legume, fructe și alte bunuri. Acum, după deci, aceste tensionări, au scăzut brusc veniturile. Acum, să zic, Ucraina începe să le stea încet, încet în gât europenilor. Așa cum este, cu părere de rău. Suntem vecini, suntem frați, surori aici, dar din cauza, deci construcție, din cauza că aceste gaze naturale trebuie să înconjoare Ucraina prin Baltica și prin Marea Neagră, Turcie, continuă aceste deci gazoduct de Nord Stream 2. Da, și Nord 2, dar și ăsta de la sud. Sigur că gazele naturale devin mai scumpe. Cei ce propun americanii europenilor gaze aduse în tankere din America, de două ori mai scumpe, sigur că nu sunt pe placul europenilor, că trebuie să majoreze tarifele la cetățeni, scad veniturile și așa mai departe. Ucraina, cu părere de rău, a avut un comportament destul de haotic, să zicem, care n-a fost pe placul americanilor, pe placul europenilor, și acum ei cam se distanțează încet cu încet și lasă pe ucraineni
singuri, unul la unul în față cu, să zicem, cu Rusia. Ei au obosit și ei să acorde atâta ajutor, susținere, dar rezultatele, după cum vedeți, sunt zero. Asistăm de fapt cu toții faptul că Federația Rusă capătă tot mai mult teren de influență, făcând trimitere la proiectul Crimea, la proiectul Nord Stream 2, la faptul că Federația Rusă la ziua de azi acoperă cu o dominanță militară aproape 90% din arealul maritim. Acest lucru oarecum nu pune într-o zonă de risc și securitatea la partea Mării Negre, cu Republica Moldova și România la pachet. Deci, noi suntem martori oculari că prezența complexului Patriot în România a trezit, să zice, nu cele mai pozitive emoții din partea rușilor. Și atunci Putin i-a preîntâmpinat pe români la acest capitol că jertve vor fi ei primii. Și citind un material foarte interesant descris de un general român, nu altcineva, prin, navigând prin Facebook, acolo este destul de interesant descris că în două minute baza aceasta militară poate fi distrusă, deoarece din Crimea până în, la această bază, 600 de kilometri, cu armele de care le dețin rușii acum, deci cu până la 7.000 sau câte mii de kilometri pe oră, este cam... Și aici, știți, eu de 30 de ani, de când noi ne-am declarat independența și am votat și eu atunci suveranitatea și independența, de atunci am o frică lăuntrică. Fiecare om care gândește are și el o frică și niște gânduri nu cele mai fericite, ca nu cumva Moldova să se transforme cândva într-un câmp de conflict între Est și Vest. Fiindcă vreți sau nu vreți, din punct de vedere geopolitic, Moldova, acest mic teritoriu, este teritoriul de contact între Federația Rusă, într-o oricare măsură, în apropiere și hotarul Uniunii Europene. Depinde cum va evoluționa situația din Ucraina, dar pentru noi nu este chiar atât de clară situația și noi trebuie să ținem cont în comportamentul nostru în plan extern și de acest lucru că situația și amplasarea geografică și geopolitică sunt devenim foarte vulnerabili. În plan extern, într-o menținerea securității atât teritoriale cât și regionale, Republica Moldova are, uite, aproape 3 decenii de independență. Într-o menținerea unei stabilități din punct de vedere a securității, ar trebui să ne păstrăm statutul de țară independentă sau să ne grăbim spre o unire cu România, despre ce se vorbește mai mult fictiv și ideologic, să ne grăbim spre o aderare către comunitatea europeană sau să revenim la acele planuri care au fost puse critice după asumarea majorității parlamentare cu acel document COSAC de federalizare a Republicii Moldova. Deci, cu documentul COSAC de federalizare a Republicii Moldova, noi trebuie să înțelegem care erau intențiile pe atunci și care pot fi și aparente și acum, deoarece federalizarea Republicii Moldova înseamnă imediat un referendum de autodeterminare a raionilor din stânga Nistrului și atunci noi rămânem numai independenți. Adică raionii de stânga Nistrului se pot duce în pleca în componența Rusiei, așa cum, să zicem, Crimea, așa cum și alte
Harkov, Donetsk și așa mai departe. De aceea este foarte și foarte important să fim atenți în retorică, să fim atenți în decizii, să fim atenți în promovarea politicilor externe. Ele trebuie să fie echilibrate, cântărite. Noi nu suntem Statele Unite ale Americii, noi nu suntem, să zicem, Rusia, ori o altă țară care poate dicta. O țară mică trebuie să... Țările mari fac politică mare, țările mici trebuie să facă o politică deșteaptă. Iată, așa înțeleg eu, să zicem, dirijarea, să zicem, a Republicii Moldova. Și cei care au votat Năstase, iată, pentru ca Rusia să-și revină în adunarea parlamentară. Adunarea parlamentară, pe ce e? Adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Eu consider că este un pas pozitiv, chiar dacă nu-i place cuiva, fiindcă Năstase nu promovează politica pro-Năstase sau pro-Mândrești, de unde este dumnealui, dar e politica pro-Moldova, reieșind din interesele Republicii Moldova. Și probabil această decizie a fost o decizie colectivă. Vă mulțumim, propun o pauză de publicitate, după care reluăm discuția din această seară. Publicitate, stimați telespectatori! Doamnelor și domnilor, bună seara, reveniți după pauza de publicitate. Trecând și la activitatea guvernului, domnule Urechean, până la partea tehnică, am comunicat în prima parte a emisiunii despre acea votare și revenirea Federației Ruse în adunarea parlamentară a Consiliului Europei, cu și votarea sau sprijinirea procesul de vot cu doi deputați din Republica Moldova, din partea blocului acum domnul Năstase și din partea PSRM-ului domnul Batrincea, cu reținerea sau împotriva domnului Popușoi. Probabil ați urmărit reacția doamnei Maia Sandu ca întrebare dată de către jurnaliști cum comentează decizia prin care domnul Năstase a votat acest component. Cum comentați dumneavoastră răspunsul dumneaei prin care dânsa reflectă că o interesează doar omul dânsei, adică pe domnul Popușoi, care nu s-a expus cu vot în acest deci, sens? Deci eu aș spune că de a da o apreciere, să zicem, actualului guvern încă este prea devreme, deoarece el este de-abia în stadiu de formare. Ei niciodată nu s-au gândit că vor ajunge la guvernare și acest lucru i-a găsit cam nepregătiți. Asta se vede după componența guvernului, asta se vede după programul guvernului care a fost înaintat, asta se mai vede după retorica aceasta care o auzim. Dar să dea Dumnezeu ca încet cu încet ei să intre într-o deplină responsabilitate și activitate, deoarece ei răspund în țară. Noi, cu regret, am avut un prim-ministru care era doar un prim-ministru, care a acoperit peste 10 miliarde de lei, din miliardul de dolari furat și măcar să roșească a spus că e doar un prim-ministru. De ce? Eu aș spune că doamna prim-ministru este responsabilă integral și coaliție este responsabilă integral de votul delegației Republicii Moldova, fiindcă delegația a fost votată în Parlament și au procedat conform, să zicem, înțelegerilor la nivel politic aici în Republica Moldova. De ce de a se da la perete că, iată, eu răspund numai de unul sau numai de altul, eu n-aș fi de acord, fiindcă domnul Năstase este vice-prim-ministru. Îmi pare că și numai un vice-prim-ministru în componența actuală a guvernului. Da.
Bun, un studiu creat recent, marca USAID, reflectă presa și, scoate în evidență două poziții promovate, propriu-zis, de canalele de presă din Republica Moldova, și anume o categorie că acest guvern condus de către doamna Maia Sandu este un eveniment foarte ciudat, cu critică și condimentul de rigoare, și cealaltă parte îl numesc ca un guvern victorie pentru Republica Moldova. Noi, neși fiind vizați în acest studiu, ne permitem să vă întrebăm direct pe dumneavoastră cum calificați acest guvern la capitolul a păși cu dreptul sau a păși cu stângul, dar la pachet și cu majoritatea parlamentară care îi vedem acum activ în Parlament. Știți dumneavoastră, n-ar trebui prea mult în minte să spui că este un guvern ideal sau este un guvern fatal. Așa-i? Aici nu trebuie. Eu consider că reieșind din situația social-politică, economică, care o avem astăzi, și dacă s-a ajuns la o înțelegere, trebuie de dat vot de încredere acestor oameni care au fost aleși, numiți, votați în Parlament în calitate de miniștri, de le dat acele 100 de zile, termen, de le dat posibilitatea de a elabora, deci de a nu se juca de-a guvernarea cu deci, aceste deci, proiecte sau plan de activitate a guvernului, trebuie o atitudine mult mai serioasă decât o simplă declarație pe câteva file de hârtie, să o considerăm că acesta este un plan de activitate a guvernării actuale. Trebuie să vii în viitorul cel mai apropiat cu un plan de activități bine determinat, cu indicatorii forte, numiți în cifre, 3.000, 4.000, 5.000, am în vedere la capitolul salariu, cât vor fi majorate salariul, cât vor fi majorate pensiile, în termeni și așa mai departe. Cum vor fi soluționate problemele cheie, iată, cu protecția, să zicem, teritoriul Republicii, ce facem cu securitatea statului, care a fost un compartiment uitat, în general, în așa numitul plan de activități ai guvernului, dar la capitolul securitatea statului Republicii Moldova, eu voi spune că situația este destul de șubredă. Destul de șubredă. Având aici armata a 14-a, având aceste tensionări cu Rusia la acest capitol, deoarece încă OSCE, încă în 1992, la Istanbul a decis să-și retragă, a fost votat acest document, s-a luat decizia ca Rusia să-și retragă armatele de aici, din Republica Moldova. Bine, mai avem și mesajele și expunerile de la tribună din 2018 a domnului Filip, prin care solicitat la tribuna ONU retragerea. Deci e una când domnul Filip cere, el e obligatoriu, a fost obligat să facă acest lucru, și alta când la nivel mondial se ia o decizie, iar Rusia nu îndeplinește. Da. Bun. Să lăsăm ușor, ușor geopolitica alături de noi, dar noi excludem din dialog. Revenind la guvern, recunoașteți acest guvern ca marca Sandu sau un guvern de coaliție, de alianță? Deci, eu aș crede că ar fi incorrect să recunoaștem guvernul Sandu și nu guvernul de coaliție. Și o să vă spun de ce. Atunci noi lăsăm portița deschisă și cum doamna Sandu a spus că eu nu răspund de votul lui Năstase, așa și deci, membrii coaliției putem ajunge la o situație când vă spun, dar noi nu răspundem de guvernul marca Sandu. Ia că este Sandu cu ea lăboriță. De aceea este un guvern al coaliției și trebuie să poartă responsabilitate de situația din țară cu coaliția integral și nu numai ei. Și opoziția alături de această coaliție. Fiindcă în stat
opoziția nu este pentru a, să zicem, a da numai replici în Parlament, dar opoziția este pentru a lansa proiecte, pentru a lansa proiecte mult mai bine pregătite, să zicem, decât cei de la guvernare, pentru a atrage guvernarea să voteze proiectele opoziției, ca opoziția să descopere toate acele lucruri care guvernatorii nu le fac la nivelul cuvenit, adică o opoziție poate face foarte multe lucruri în stat, poate impune majoritatea parlamentară să lucreze în favoarea statului. Nu numai retorică goală, dar și acțiuni concrete. Și putem fi siguri că vom avea o coaliție durabilă de 4 ani mandat sau sunt riscuri să se desfacă, fie în prag de alegeri locale, într-o promovare a candidatului, fie în prag de alegeri prezidențiale, iarăși în promovarea candidatului. Și zic de ce așa, pentru că unii deputați ai blocului acum, fiind prezenți la emisiunea Important, fără emoții tranșante au comunicat că nu recunoaștem aceasta o coaliție, dar o simplă înțelegere. Lucru care ne pune semne de exclamare mai apoi. Deci vreau să vă spun că este o retorică greșită, un mesaj adus ascultătorilor noștri și un mesaj care lasă numai dezamăgire. Oamenii au votat pentru stabilitate. Oamenii vor în țară stabilitate, înțelegere și progrese la nivelul și modul de viață, dar nu la aceste jocuri care vorbesc despre impotența, să zicem, a politicului în Republica Moldova. Ce înseamnă ca un simplu înțelegere? Ce înseamnă acest lucru, să zicem, un popor votând, să zicem, exponenții lor în Parlament și formând guvernarea statului, dar ei au simplificat acest lucru, un mesaj sau o acțiune a suveranului garantată de Constituție, dar cei care au ales au diminuat rolul acestui act constituțional până la o înțelegere vremelnică. Eu vă spun că asta este un mesaj greșit, este o gândire greșită și aș crede că începând de la primele persoane, personalități ale statului, trebuie să se dezică de această retorică vremelnic, experiment și așa mai departe. Pentru că apare o nouă întrebare. Ce urmează după încheierea agendei comune? Păi noi oponenți politici? Noi răfuieli iarăși? Alegeri anticipate ulterioare? Eu vreau să... Iată, la asta chiar am vrut să vă răspund. Fiindcă să ne gândim că va veni un partid majoritar cu... să aibă majoritatea voturilor în Parlament sau majoritatea constituțională, este un ceva din zona absurdului. Noi suntem sortiți să guvernăm țara, să guverneze țara Republica Moldova numai de coaliții. De aceea, noi trebuie să ne învățăm a gândi democratic. Noi trebuie să fim toleranți unii cu alții și noi trebuie să înțelegem că alte metode de conducere a statului Republica Moldova nu vor mai exista pentru viitor. De aceea, numai guverne de coaliție. Ipotetic vorbind, la caz în care domnia dumneavoastră ar fi fost la guvernare, dumneavoastră în aceeași manieră ați fi sprijinit modul și parcursul acesta rapid de curățare a instituțiilor prin demiterile, de fapt, la pachet, care s-au și anunțat a fi ulterior în aceeași masă, cu și investirea personalităților propriu-zise la caz, fără a le da nume. Deci, aș vrea să menționez că eu deja am trecut prin situații similare.
Am fost și eu conducător vreo 40 de ani. Nu mult, dar vreo 40 de ani am fost. Dintre care 11 ani la primăria Chișinăului. Într-o situație mult mai dramatică decât astăzi. Și vreau să vă spun că n-am eliberat pe nimeni din funcție, nici nu m-a interesat de-a cui e el, câți din țară și culoarea părului. Pe mine m-a interesat, așa cum era marele conducător al Chinei, n-avem cum să nu-i spunem marele, că într-adevăr e un popor mare, Deng Xiaoping, care spunea, nu mă interesează de ce culoare este pisica, principalul ea să prindă șoareci. Eu sunt categoric împotrivă. Da, sunt oameni angajați, sunt cei care, să zicem, organele de drept îi voi scoate la iveală că au fost implicați în careva scheme și combinații, cu ce trebuie de răfuit, dar nu așa. Înțelegi? Ei trebuie trași la răspundere penală, deoarece nu educăm societatea atunci când ai furat aici, ori ai fost implicat în scheme de sustragere resurselor financiare, s-a zis la revedere, te-ai odihnit o leac, s-a schimbat situația în țară, ai venit iar și te-ai aranjat tot în aceeași postază, mergi mai departe. Nu susțin demiterea în masă a funcționarilor publici și sunt categoric împotrivă la ceea ce vor să facă ei. Propunerea mea a fost făcută încă în 99, când eram candidat, când am fost numit candidat la prim-ministru, la trecerea la forma de organizare a guvernării prin ministru persoană politică, iar secretarii de stat și aparatul ministerilor, deci secretar de stat. Secretar de stat care se selectează prin concurs oameni care au cunoștințe și să te lauzi că ai trei de la Harvard, iar Dăncilă nu are niciunul, nu știu dacă este corect pentru guvernul României, dar asta nu e problema mea la moment. Așa nu se face. Eu cred că oamenii care își îndeplinesc lucrul la justă valoare nu pot fi înlocuiți pentru pentru altcineva care este mai aproape de tine sau de alți conducători din această coaliție. Sau de ce nu este procedura de expertiză, audit la caza celor instituții care se și declarau supuse controlului oligarhic? Păi eu asta și spun. Dacă omul este vinovat, el nu poate fi numai dat afară. El trebuie să fie tras la răspundere penală ca să fie un exemplu pentru viitor. Dar dacă tu ai fost implicat în scheme criminale și astăzi zic, ești liber, el răsuflă ușuratic și pleacă. Dar aceasta nu este corect. Și atunci vine altul, dar de unde să-l iei altul? Nu uitați că Moldova este un deficit de cadre catastrofal. Noi nu avem cadre pregătite, noi nu avem cine mâine să vină la un minister sau altul să dea producție. Avem cu metri. Cu metri și frați și așa mai departe. Bun, reduceri, demiteri. Dar de reduceri de cadre au fost și anunțate că ulterior vor urma. Dar împotriva sau față de reducerea numărului de deputați de la 101 la 61, dumneavoastră, cum vă poziționați? Sunteți pentru sau sunteți împotriva o asemenea inițiativă? Asta a fost un truc politic înainte de alegeri. Și eu consider că asta nu este. Numărul de deputați nu hotăresc problema care o avem noi. Și 61 sau 101, dacă, să zicem, în Estonia la un milion de oameni sunt 101 deputați, nu se întâmplă nimic dacă vor rămâne și la noi
101. Cineva a vrut să arăte că, iată, vrea să facă economii. Dar aceasta nu este corect. Bine, astăzi și în, la ședința Parlamentului PSRM și acum au respins inițiativa Partidului Democrat de a iniția acele proceduri de modificare a legii ce vizează reducerea numărului de deputați și se invoca că cei peste 800 de mii de oameni care au participat la referendum, adică li s-a adus nul eforturile și dorințele și așteptările acestora. Eu n-am știut de această inițiativă care s-a discutat azi în Parlament cu păreri de rău, dar eu mi-am spus părerea mea că ea nu este eficientă pentru stat, pentru Republica Moldova. Bun. Să mergem mai departe. Iată, tot pe dimensiunea guvernului rămânem. Observăm că și în Parlament, atât majoritatea parlamentară cu opoziția nu prea au un dialog constructiv. De fapt, e și ceva normal pentru un Parlament unde să aibă un dialog opoziția cu guvernarea din punct de vedere tehnico-politic. Nu vom comenta, de fapt, motivul care probabil ar fi fost că Partidul Democrat a cedat puterea, cum se și invoca în presă, dar vă invităm să vă dați cu părerea. Cum ați comenta faptul că acel Plahotniuc a decis să se retragă și din Partidul Democrat? Că până a se începe lupta aceasta, obiectivele directe erau într-o al da jos pe acesta și scoate total din politică. Bine, știți că această manevră poate avea și alte consecințe și rezultate decât aplauzul de că, iată, noi am câștigat. Plahotniuc s-a retras. Va fi ales altcineva în fruntea acestui partid politic, dar aceasta va da, poate da posibilitate de încurajare a membrilor deci Partidului Democrat, poate fi o încurajare către alegerile locale și poate fi o reformatare a Partidului Democrat și ce aici poate aduce. Că iată, noi ne-am spălat, oligarhi nu avem, suntem curățăi cicea și mâine poi mâine se poate să schimba situația din Parlament și să avem o majoritate sau o altă majoritate. Eu n-aș vrea să ghicești care ar fi ea. Mai observăm că și toți miniștrii, vorbind despre guvern, asociați Partidul Democrat, au fost demiși și schimbați cu cei deja din coaliție, dacă putem să-i spunem. Dar, într-un asemenea format în care domnul Plahotniuc se retrage din Partidul Democrat, din politică, vedem total ulterior, se admite opțiunea ca democrații să reia dialog cu cei din blocul acum, în raport cu PSRM-ul, de ce nu? Fără domnul Vlad Plahotniuc. Eu deja am vorbit la acest capitol, numai n-am subliniat că deci, fiind un PD-ul, fiind un partid declarat pro-european, se poate întâmpla formarea unei coaliții, să zicem, cu acum. Sau, fiind un partid deja fără oligarhi, nu se exclude și o altă coaliție. Eu sigur că aș fi foarte bucuros dacă s-ar crea o majoritate din chiar constituțională din toate aceste trei partide sau patru partide care au aderat în Parlament și deci ar fi guvernată țara, s-ar perfecționa legislația în vigoare, unii s-ar lăsa de apucăturile lor deci care le-au acumulat pe parcurs. Cei care sunt vinoveți sigur că trebuie să răspundă în fața legii, fiindcă cele întâmplate într-adevăr la Curtea Constituțională, la alte instituții de stat sunt zguduitoare pentru fiecare din noi. Și
ne-au compromis foarte mult. Domnule Chianu, vedeți că mulți din deputați, mulți din membrii activi ai Partidului Democrat, da, să vorbim despre deputați, au fost sau au venit de la alte formațiuni, de la alte partide. Se admite și scenariul ca mulți deputați din Partidul Democrat să treacă la majoritatea parlamentară pe fundul. Mult știut că în momentul în care dispare liderul din vizorul public sau cel puțin se retrage, oarecum partidele ușor descendent coboară. Este admis și un asemenea scenariu. Acolo unde liderul, să zicem, este într-o situație dificilă, fiindcă domnul Plahotniuc este într-adevăr într-o situație, aș spune, destul de grea la moment, dar nu este într-o situație mai ușoară nici președintele țării, fiindcă el tot are atâtea învinuiri și atâtea etichetări că se dea Dumnezeu să le poată să le ducă până la sfârșit. De aceea, în perioada până la alegerile, deci și locale, fiindcă aici alegerile locale, luând în calcul că au fost numite atât de urgent, într-un termen foarte scurt. Dar le-au deplasat tocmai pe 20 octombrie. Dar nu-i tocmai. Asta e foarte aproape. Se poate că amoș până se strânge greu și una alta și octombrie. Deci, se poate întâmpla niște rezultate destul de spectaculoase, fiindcă Partidul Democrat menține o absolută majoritate, să zicem, la nivel local, și dacă nu or fi dovedite unele lucruri în care sunt învinuiți, să zicem, Plahotniuc sau oligarhii din PD, dar oligarhii sunt la noi în toate formațiunile, în toate patru care au aderat în Parlament, atunci ei pot avea un scor foarte bun la alegerile locale, ceea ce ar fi un tramplin pentru alegerile parlamentare, deci parlamentare sau anticipate sau ordinare, dar să nu uităm că până atunci avem și alegerile prezidențiale. Și aici, la alegerile prezidențiale, fără Partidul Democrat, deci Partidului Socialist sau președintelui socialist, va fi foarte și foarte greu să depășească deci acele 50% de care are nevoie. Și eu sunt ferm convins că va candida și cineva de la acum, nu vreau să-l nominalizez sau să o nominalizez la alegerile prezidențiale, dar totul depinde de rezultatele guvernării. Dacă vor fi rezultate pozitive la capitolul guvernare, că aici a fost un pas deștept a socialiștilor. Vreți ministerii? Poftim! Vreți guvernul? Luați! Vreți absoluta majoritatea ministrilor? Luați-i! Ca va trece vremea și va trebui să răspundă la întrebare. De ce a scăzut indicele economic, de ce PIB-ul este așa, de ce salariile sunt așa, de ce pensiile sunt atât de mizerabile, de ce plățile sociale au început să le pună cruce acum aia, de ce nu se construiesc drumuri, și așa mai departe, și așa mai departe. Și mergem la noi alegeri parlamentare anticipate, în contextul în care aceste dispute se admit pe interior. Pentru că mai este și formatul de împărțire a fotoliului de primar al Chișinăului dintre coaliția parlamentară acum și PSRM. Un candidat comun sau luptă dintre aceste două părți? Candidat comun se exclude din start. Eu nu cred într-un candidat comun. Și aici va fi o bătălie destul de pronunțată. Probabil vor vrea și unii din foștii primari, după cum am auzit eu, să revină aici în forță.
Eu cred că și Năstase ar reveni spre revenirea la funcția de primar general de Chișinău, că asta e o funcție destul de înaltă și este un tramplin foarte bun pentru orice. Și pentru alegerile parlamentare, și pentru alegerile prezidențiale. Deci eu cred că Năstase nu se va lăsa bătut și va candida. Cât despre, să zicem, despre alți candidați de la socialiști și mai departe, acolo au fost mai mulți, eu nu cred că ar fi cazul, eu nu știu cum vor proceda ei, că ar fi cazul să se antreneze în această luptă, acum ea în ajunul, să zicem, alegerilor parlamentare, în ajunul alegerilor prezidențiale și posibil parlamentare anticipate, să se antreneze în alegerile deci, locale și să piardă. Bun, domnul Rechean, știind că și dumneavoastră veți participa la alegerile locale, da, din 20 participa. Octombrie, pentru final de emisiune, tindem să vă și întrebăm cum stați cu pregătirile de campanie electorală. Deci, ce e că eu voi participa? Eu am declarat anterior. Așa este. Nu o să fac mare campanie electorală cu tantararamuri și cu muzici, orchestre și așa mai departe. Deci, o să fie o campanie specifică. Oamenii mă cunosc foarte bine și dacă sunt candidat absolut independent, apolitic și dacă vor vrea să readucă orașul la o stare normală, la pace, înțelegere, echilibru și activitatea administrației publice locale pentru cetățean, pentru om, pentru locuitorul Chișinăului, atunci mă vor vota. Nu o să vrea. Treaba lor. Eu vreau acum să particip la o lecție, să zicem, iată, este candidat care cunoaște problema Chișinăului și care a scos Chișinăul odată din mocirlă, atunci când erau 94, fără gaze naturale, fără lumină, fără transport, fără tot ce vrei, și l-am adus de la 17.000 de agenți economici la 67.000, de la ponderea în bugetul național 24% la 84%, și dacă au nevoie de management municipal performant, eu aș organiza o echipă de oameni tineri, dar ambițioși și cu cap, nu cu ambiții prostești. Nu un simplu primar ori un simplu prim-ministru, dar oameni care să muncească, să vor să muncească. Mai multe informații, desigur că vom cunoaște mai aproape de alegeri, în perioada campaniei, unde desigur o să vă invităm deschis și la dezbatere. M-ați întrebat, v-am răspuns. Da. Ca alternativă, ați urmări și posibilitatea ca opțiune de a merge și pe o potențială listă de partid? Nu. Exclusiv cu tragere de linie și punct. Da. Atunci vă mulțumim frumos pentru timpul rezervat pentru participarea la emisiune în această seară. Vă urăm toate bune, multă forță în realizarea celor propuse. Vă mai așteptăm și de aia vă comunicăm un pe curând, domnul Rechean. Mulțumesc de invitație. Să trăiți. La fel și dumneavoastră. Stimați telespectatori, aceasta a fost ediția emisiunii Important. O seară frumoasă în continuare. Toate bune pe curând.